Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să vorbim cu oamenii de succes de pe frecvență, adică ce să mai, cu toți ascultătorii noștri și ascultătoarele. Cum faceți, frate? Cum ați făcut să câștigați mai mult? Vorbim de salarii, da? De bani, de venituri. Legal, ne interesează cum se face. Deci cum ați obținut la un moment dat un salariu mai mare sau un venit mai mare din business, din businessul pe care îl faceți? Ce sfaturi ați putea da celor care se întreabă cum să facă? Tu vrei să începi bine anul și cer sfaturi. Mi-ar plăcea foarte mult, da. De acum, din final de decembrie. Dacă mă uitam adineori, era o știre în reloare, care zicea că sunt discuții mari între guvern, patronate și sindicate privind creșterea salariului minim brut pe economie. Creșterea ar putea fi amânată 6 luni până la 1 iulie anul viitor, în loc de ianuarie. Da, asta nu e o cale la 3700 de succes, părerea mea. Deci, în ce sens nu e o cale? Adică nu cred că aici succesul n-a așteptat să-ți mărească guvernul... Salariul minim. Asta e brut, da. Ar rămâi cam cu 2000 de lei în mână. Problema e că creșterile astea administrative din PIX, guvernul face, am mai explicat, crește salariul minim brut din PIX așa, ca să încaseze mai mulți bani la buget, din taxele pe muncă, și rezultatul e că unele firme fug la negru, pentru că nu poți să crești cu câte 1000 de lei pe an. Sau reduc personalul și atunci e același lucru. Personalul, da. Adică a mai crescut odată salariul minim brut anul ăsta și mai crește odată. Evident că e nevoie, toată lumea vrea să câștige mai mult, dar firmele au și ele o limită în care nu pot să plătească mai mult decât își permit. Și dacă tot le forțez să crească salariul minim așa, fără legătură cu creșterea productivității, ce poate să facă? Închid, fug în negru. Altfel, să știți că în România există domenii în care salariile depășesc 8.000 de euro pe lună și nu vorbim de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Curtea Constituțională, așa, bugete, ministere și așa mai departe, vorbim de economia reală. Sunt aparent noua chestie foarte mișto acum, adică noul loc în care se câștigă bine este domeniul inteligenței artificiale. Am văzut o specialistă, cred că la B1 TV, am văzut o specialistă în resurse umane în care spune că se caută specialiști în domeniul inteligenței artificiale pentru salarii de peste 8.000 de euro pe lună. Mama. Da. Și recomandarea este, dacă puteți să faceți reconversie profesională, sigur, dacă nu ne-am mers cu inteligența naturală, să încercăm cu inteligența artificială, problema fiind... La noi, adică, mie mi se pare că e foarte periculoasă prostia naturală. O, cu totul alte discuții. Au început deja să vină mesaje, uite, de exemplu, pentru a-și spori veniturile, Dan a plecat în Germania. A plecat în Germania. Și râde. Da, și râde. Da, bun, da, acolo sunt și cheltuieli. Nu, dar acum, serios, chiar, dincolo de glumele pe care le facem, avem câteva minute să purtăm o discuție serioasă. Frate, cum ai făcut să câștigi mai mult? Cum ai obținut un salariu mai mare sau un venit mai mare din businessul pe care îl ai? Ce sfaturi poți să dai celor care se întreabă cum să facă? Nu avem nevoie de nume, de nume de firme, ci numai cum ai făcut. 0372 069599, sună-ne și spune-ne, ultima mărire de salariu, cum ai obținut-o? Că era momentul, că trecuse timpul și asta se renegociază periodic la firma la care lucrezi? Da, sau că... ce ai făcut? Ai avut niște cursuri în plus, te-ai recalificat? Ce ai făcut ca să câștigi mai mult? Ți-ai mai luat un job? Și descoperi care, cum descoperi care e momentul să ceri o cerere de salariu? Că și asta e important. Că asta cu era momentul. Când ți-e foame? 0372 de cele mai multe ori, da. 0372 069599. Serios acum, cum faci să câștigi mai mulți bani în mod legal, zic, în țara asta și fără să pleci în altă țară? Că, mă rog, și asta este o variantă. Dar cum faci aici, în România, să câștigi mai mult? Vorbeam despre cum câștigăm mai bine, cum reușim să câștigăm mai bine, ce facem ca să câștigăm mai bine în viața asta. Hai să începem cu mesaj. Dimineața, băieți, am un business care se trăia cât de cât și i-am triplat vânzările deschizând un magazin online cu același profil, aceeași marcă. Am mișto. Te auzi. Hai, băieți. Idei. Avem foarte multe... Da. Ok. Da. Mă gândesc ce înseamnă să faci un magazin online acum. De când ai stocuri, mă rog, nu e, nu e, da, dar nu mai e chiar atât de greu tehnic, da, să-l faci. Da, ai acces la o piață mult mai mare, evident. Da, 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 și acum sunt toate firmele astea de curierat, nu mai e mare problemă, doar cu depozitarea. Triplat vânzările. Da. Teoretic, dacă ai un magazin fizic, ai unde să depozitezi marfa și pentru cel online. Avem foarte multe mesaje în dimineața asta și foarte interesante, foarte variate. Uite, Ioan din Arad ne povestește că a recurs la reconversie profesională. Anul trecut, în august, a plecat de la o televiziune locală unde câștiga 1200 de lei. De unde? Din ce județ?
Arad. 1200 de lei? Așa. Da. Și și-a făcut o brutărie artizanală și acum câștigă semnificativ mai mult. Mamă, și la televiziune aveam 26 de ani vechime. Și eram la minim pe economie. Mamă, ce curaj! În primul rând să curaj stai trebuie. 26 de ani să fii la minimul pe economie după 26 de ani, cred că nebune. Și doi, ce curaj îți trebuie și felicitări, prietene! Ești foarte tare! Băi, băieți, soluția magică este una singură. Muncești mai mult, câștigi mai mult. Muncești mai puțin, nu există altă alternativă. Asta m-au învățat părinții mei. Zi bună! În principiu, da. Da, dar cred că trebuie să... Cred că trebuie să muncești mai mult în munci mai bine plătite. Adică dacă ești la săpat de șanțuri, degeaba te apuci tu să sapi mai mult ca să câștigi mai bine. Ideea e cum să faci să proiectezi șanțul. Bună dimineața, Tamara! Bună, Tamara! Bună dimineața, băieți! Ce faceți? Bine, ne mulțumim. Uite, ne gândim cum să facem. Cum să faceți, nu? Yes. Uh-huh. Păi, hai să vă spun cum am făcut eu. Te rog. Deci, am terminat căi ferate, drumuri și poduri în 1988. Da, lucrări de geniu. Acum sunt tânără pensionară. Da. Și mă gândesc în continuare să fac ceva. Foarte ca tăi. Să nu rămân cu pensia, doar cu pensia. Până acum, meseria pe care mi-am ales-o, am putut face dirigenții la lucrări de reparații și lucrări de căi ferate noi, poduri, și mi-a întregit venitul. Adică acum, după ce te-ai pensionat, ai continuat să lucrezi pe contracte? Nu, înainte. Și acum ce vrei să faci? Am lucrat și pe contracte part-time și numai legal. Da? Că pui o ștampilă și se vede peste tot. Da? Și acum ce faci? Ce facem? Ce facem negru? Plus? Și acum vreau să cochetez cu un punct gastronomic. Cum? Un ce? Un ce anume? Un punct gastronomic. Un punct gastronomic. Am înțeles astronomic. Da, da, și noi eram. No. Cum adică un punct gastronomic? Cum adică? Deci am văzut și la Măruță, la Cătălin. Da? Am mai văzut și familia Dorcea de undeva de lângă Târgoviște. Da, ce înseamnă? Ce cu produse locale, pregătești masa tradițional zonei. Și poți avea câte 12 invitați la masă în zilele în care totul este cu... Te pricep să gătești, adică? Te pricep să gătești? Eu zic că da. Da, mă, foarte tare, bravo. Faci mese acasă. În Cuba se practică chestia asta. Cubanezii au voie să-și facă restaurant la ei acasă, practic, știi? Și gătesc și invită turiști pe cineva acasă care mă bate la casă. Mulțumim, Tamara, îți mulțumim pentru telefon. Bravo, felicitări! Aurel, bună dimineața! Salut, Aurel! Bună dimineața! Bună! Sfatul meu personal este că dacă folosești cartea, în final vei fi cel câștigat. Perfect, eu n-am făcut de acord. Altceva decât să învăț, să am o meserie în care se câștigă foarte bine, nu lucrez mai mult de 8-9 ore pe zi. În ce meserie? Ce meserie ai în care se câștigă bine? Ceva gen ce face și colega dinainte, management de proiect, fonduri europene, construcții. Aha, interesant. Mulțumim. Uite, dar avem și sfaturi practice. De exemplu, Andrei a trecut de pe carte de muncă pe SRL, ca să câștige mai bine. Asta nu este... Da, asta e optimizare fiscală. Iulian... Adică folosești legislația care îți permite să plătești impozite mai mici cu anumite alte costuri, că dacă ești pe SRL, nu mai ai avantajele angajatului, știi, în relația cu statul. Iar Iulian din Slatina ne povestește că are o mică firmă de construcții cu 5 angajați și aveam numai lucrări cu privații. De când au triplat cotizațiile, am început să caut lucrări numai cu instituțiile și așa am început să pot avea încasări mai mari. Totul prin SEAP, totul legal, fără mită și fără relații. Se poate și la noi. Este încântat Iulian. Da, da, uite, voi puteți să vă scoateți cu punctul la gastronomic. Da. Dacă vă apucați de gătit... Să știi că asta e o treabă, da. Dar nu-mi deci, practic, gătești la tine acasă, inviți niște oameni care... Adică inviți. Oamenii plătesc să vină să mănânce la tine acasă? Da, dar nu-mi dau seama legal ce înseamnă asta. Adică, cred că trebuie să obții anumite autorizații. Nu că hrănești niște prieteni și le ceri bani, că e penibil, adică... La noi cred că e o problemă. Eu v-am luat cu bani când v-am făcut fripturi. Sanitare. Păi nu, dar ai putea, vezi? Bine, ne inviți la tine la o friptură, costă X... Cum ar fi, mă? Băi, Zaf, săptămâna viitoare fac un peștic la grătar. Gata. Bagi 100 de lei. Eu vin cu airfryer-ul și îl rezolv imediat, îl vând cu 75. Airfryer-ul, mă, nu. Deșteptarea
cu Vlad, George și Luca la Europa FM.